Bună seara, într-o nouă seară de vineri, pe frecvența gustului. Astăzi o seară specială, aș spune, pentru că începe mini-vacanța de 1 mai și este o vacanță pe care noi românii o gustăm într-un mod aparte. Este vacanța dedicată grătarelor, este vacanța în care ne bucurăm de mâncare, fără niciun sentiment de vină, vă rog frumos, grătarul nu îngrașă și dacă este făcut așa după toate regulile corecte ale unui grătar, este și sănătos și sățios, să fie din plin, să fumege grătarele. Am și un invitat pe măsură. Dragii mei, alături de mine, în seara asta, ca să vă facă poftă de grătare, este nimeni altul decât Adi Hădean. Îți mulțumesc că ești aici alături de mine ca invitat, pentru că țin minte că noi ne-am cunoscut, eu fiind invitată în emisiunea ta de la Europa FM, Mă bucur că suntem da. din nou împreună, chiar Bună și seara. cu rolurile inversate. Bine și ai venit. Îți mulțumesc pentru invitație și uite că suntem aici să vorbim despre grătare. Putem să vorbim și despre vinovăție, dacă vrei, dar... Nu vreau eu despre vinovăție! Eu nu cred în asta, știi? Mi-a ieșit acum mai zile trecute, am zis că... Viitorul lor va fi vinovat, ori nu va fi deloc așa, pare, știi? Pentru oh, că dar place vorba toată lumea asta. e. Adică, poate, po să po certată. poate nu toată lumea, dar așa e, cumva, în, în conștiința colectivă. Băi, suntem vinovați de ceva. Pentru mm -hmm. aia, pentru aia, pentru ce au făcut și pentru ce au făcut și strămoșilor, pentru ce pas facem în stânga sau în dreapta și eu nu vreau să trăiesc vin, așa. știi? Nu... Și, și mie mi-e ciudă de vin asta pentru mâncare, pentru că o încărcăm cu o energie negativă, oamenii nici n-apucă să se bucure de ea și imediat se simt vinovați. Că silueta, că sănătatea, că recomandările nutriționiștilor, deci vina pentru mâncare e cea mai la îndemână și societatea o exploatează. Adică... Dar eu, eu știu ce cred că e vina asta de fapt. Vina este manifestarea incapacității de asumare a responsabilității pentru alegerile personale. Da. Pentru că de dacă începi să-ți să asumi responsabilitatea pentru deciziile tale, prea mai cum să te simți vinovat. Da, Zici, exact, Bă, asta că e, el, da. știi? Adică, nimeni nu mai poate să-ți bage în cap. Am mâncat-o, fi păcat, știi? Adică, da, o fi păcat. Eu, Mai bine, știi cum am mâncat-o și fost bun. Da. acolo stau și mă întreb. Dar nici măcar nu mă întreb, pentru că nu mănânc dacă nu e bun, știi? Uite, tipul ăsta de atitudine îl, îl găsesc rar între medicii nutriționiști deloc. Din cauza asta, datorită acestui element, am invitat pe tine. O fi meseria, ce, mai că nu știu. Nu, dar sunt din ce în ce mai puțini oameni care își asumă curajoare. De a vorbi bine despre mâncare, de a găti, cum să spun, fără interdicții și de a mânca cu poftă. Iar exact cum ai spus tu mai devreme, dacă tot mâncăm să fie bun și să ne placă, pentru că altfel este păcat de numărul ăla de calorii pe care l-am cheltuit sau mă l-am înghițit și dacă nici nu ne-a plăcut, atunci ce rost mai avea? Știa, Vă... apropo de o fi de la meserie sau o fi de la <laughs> activitate, am o prietenă care e în lumea asta cafele de specialitate și argumentam cu ea despre, nu mai știu, o chestie din meseria ei și mi-a spus, ei, nu știi tu, mă, adică la noi lumea asta e plin de haters zic, o fi, doar o fi de la cafea aia acră pe care o beți, că dacă ați bea o cafea bună ați fi și mai, mai simpatici și mai prietenoși, da, știi, nu. și cred că e de la medicamentul pe care ni-l auto-administrăm cu toții, asta ne face să fim mai acri, mai puțin acri, mai dulci, mai prietenoși, mai nu hrănit, înțelegători. Nu Vreau să ne vorbești despre carne și grătare pentru că, iată. Suntem în acest paradox, noi ca români, am ajuns să ne fie teamă, să ne gândim că, oai, vai de mine, carnea e prea multă, carnea la grătar, eu știu ce alte riscuri are și haide să dăm dezlegare la carne și la grătare în acest ajun de 1 de mai, că vreau să fie și cu porc, și bine rumenită da. și gustoasă. care este secretul unui grătar savuros? Cred că totul pleacă de la ingrediente, de fapt, adică de la, de la carne. Trebuie să fie o carne bună. Și eu fac, nu știu, nu vreau să zic cuvinte, mai, dar hai să zicem că încerc să promovez. Carnea de calitate, carne care provine de la niște animale care au fost crescute omenește, cum se cade, mai puțin industrializat, mai puțin la anghesuală, mai puțin la grămadă și așa mai departe. Știi, acum eu sunt de acord că trăim într-o lume destul de complicată și nu toată lumea poate să-și permită genul de carne, dar toată lumea ar mânca. Da, ar mânca Știi, da. Adică, poate nu toată lumea, ok, veganii n-ar mânca, <coughs> ne-ar scoate ochii cu ea în schimb nu sau nimic, cu virtuțile nu, lor. Nu pentru ei. Dar uh, oamenii ar mânca și carne și poate nu-și permit. Și mie e cumva complicat sau dificil să-i spun unui băi, știi ce, mai bune pune tu niște bani parte și ia-ți o carne bună, că asta e un sfat care sună foarte urât, în realitate. Dar e ceva ce fac pentru mine, știi? Adică... Și tu cum o alegi? Pentru că câteodată nici măcar prețul nu este o garanție a calității. Cum faci? Clar, prețul nu este o garanție a calității. Poate să fie o indicație, dar nu neapărat, pentru că e o piață foarte sălbatică. Măi, Înveți în timp, știi că nu poți să spui da, uite, nu e rețetă, te duci mm -hmm. acolo, 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 mm -hmm. acolo, că toată lumea dă rateuri, toată lumea face încercări, dar înveți în timp să ți găsești, să identifici niște surse. Și sunt, acum cel puțin în bucuresc la văd domnului mai găsești oameni care Te duci în piață? Care lucrează că da, mă duc și în piață. De obor. Uh, oameni care lucrează cu ferme mici sau cu producători mm -hmm. mici care nu au uh, neapăr, n -au, n au nevoie să facă marfă Bonum. din asta care ține un infinit de ani pe raft mm -hmm. și bă, bă, nu, sunt oameni care pot să facă volume, Am dar înțeles, să facă o mâncare fie... bună, pentru că ei scapă repede de volumele alea. Că, de fapt, cred că multe dintre problemele vin din faptul că ne-am obișnuit să avem la dispoziție orice, oricând și oamenii care vând în masă încearcă să-i facă nebunului pe plac și da. de asta sunt rafturile pline. Dar și aici e paradoxal, știi, pentru că retailerul vine și zice băi, da, am nevoie de un produs cu o viață la raft cât mai mare, dar de care vrea să scape foarte repede, știi, adică în două, trei zile, dar vrea să fie valabil un an și suntem... Încă suntem noi ca civilizație în căutarea echilibrului astea pe care nu l-am găsit, da, de bine, de rău, cel puțin în Europa lucrurile sunt mult mai bine reglementate decât în alte părți ale lumii, știi, și e, nu prea se face la noi creștere de animale în Așa, condiții fără... atroce, știi, F fără să te gândești deloc și la la care urmează să consume. Se mai face, dar nu ca în Statele Unite, de exemplu, da, da, da. Sau, sau ca în. Ca în... Ferea, da, da, da. Suntem, zic eu, că suntem încă, binișori în punctul punct de vedere, da. dar. Din nou, dacă scrie pe ea că e bio sau organic, nu înseamnă că e și bun. Da, uh, că... Nu înseamnă că bio ăla a fost și crescut bine, că până la urmă ce e animalul ăla? Animalul ăla se compune din tot ce a mâncat și din felul în care a mâncat și din experiențele pe care le-a avut. Asta, de, de curând fapt. am și făcut eu postare. La fel cum suntem și noi. Ia, până la am urmă. făcut o postare surprinzătoare și pentru mine a fost o surpriză că, iată, somonul bio, din punct de vedere al planetei și al protejării resurselor, e mai păcătos decât cel normal, tocmai pentru că el trebuie făcut cu făină de pește, care înseamnă pescuit intensiv, care înseamnă niște resurse îngrozitoare și marea parte a hranei ăsta bio, Vine da, din China pentru că ei au înțeles exact care e mecanismul și atunci tu ai oul bio cu concentrate venite din China, ai peștele bio cu, cu făină de pește produsă de chinezi. Adică e ceva un pic nefiresc, mai ales într-o țară ca a noastră, unde avem încă resurse să creștem animalele, nu știu, apropo de, de carne, porc sau vită? Um, noi ca români, tu ce ai alege? Uh, ce nu, pui pe grătar de întâi Noi ca români, în general, cred nu cred, dar văd cifrele. Consumă mm -hmm. mai mult porc decât vită. Mie îmi place mai mult vita, dar pe de altă parte îmi place foarte tare și porcul, știi? Adică o bucățică suculentă și nu grasă se compară, în același da, timp. Da, nu se compară păi, dacă e bună, e da. bună, și E bună. Știi? Dar știi? apropo de cum alegem carnea, spunem și mie că în continuare am această, să zic, nu știu, nu mă pricep, ceva fac greșit. De ce carnea pe care mi-o fac eu acasă pusă pe grătar în loc să facă fragedă și bună ca la restaurant mai degrabă se întărește și cum ar trebui Poate să o fezandez înainte, cum anume să o aleg, care să fie tăietura bună. De porc vorbesc aici, că la vită deja poate trebuie să fii specialist, dar ce anume, cât, cât să fie vârsta animalului, are legătură. Apropo de ingredient, cum să fac să fie friptura mea fragedă și gustoasă? Acum, din punct de vedere al vârstei animalului, la noi toate animalele pentru consum sau aproape toate se sacrifică la vârste destul de fragede, adică până în jurul vârstei de un an nu prea se întârzie nu se mai mult, că okay. nu, e, nu e practic deloc. Uh -huh. um... Poate dacă ar fi la 2 ani, la 3 ani, ar avea gustul mult mai intens și mai plăcut, dar din nou, nu știu dacă ne-ar mai ne plăcea ajunge. gustul ăla, știi, ah, okay. pentru că încet, încet ne-am dezobișnuit, pentru că noi am consumat timp de 20-30 de ani uh, proteină de origine animală care s-a îndepărtat tot mai mult de gust, tot mai mult, tot mai mult, pentru că animalul a fost crescut cu apă și cu da. chestii din astea, de da. să-l facă mare, nu, da. nu să-l facă sănătos și bun și gustos. Uh, în ceea ce privește gătitul, e foarte important să nu gătești carnea prea mult. Asta, în primul rând, că o marinezi, că nu o marinezi, uh -huh. să nu gătești foarte mult uh, sau, mai bine, să o gătești mult de tot, dar la temperatură mai joasă. Știi, no. Adică, depinde, sunt diverse abordări. Numai, asta nu mai înseamnă la grătar, nu? Uh, ba da, poți să faci da? și la grătar, dar pentru asta îți trebuie un. Uh, anume tip de grătar și un pic de meșteșug. Adică dacă vrei să o gătești la o temperatură joasă și timp îndelungat, trebuie să o gătești la căldură indirectă. Adică ai dat cărbunea aia la o parte, uh -huh. pui un capac peste ea, poate peste Acoperi. tot grătarul uh -huh. să creezi o incintă sau îți cumperi direct un grătar cu capac, că sunt. Mai sunt și grătarele astea care sunt pe gaz și poți să gătești în ele la temperatură joasă și să controlezi, te controlezi temperatura destul de bine. Sunt și combinațiile astea de grătar plus cărbune sau poți să pui grătar și mai au și o cuvă din asta în care poți să spui tu un lemn să faci niște jar. Adică astăzi sunt soluții. Față de acum 15 ani stăm, o, suntem rachete. Și Știți? atunci, dacă tot spui așa, adică mai degrabă să fie cu lemn, cu cărbune sau electric, din punct de vedere al controlului asupra rezultatului final, de... care e mai ușor de... Dar nu trebuie să fie ușor, trebuie să fie fan. A, nu trebuie să fie ușor, da. de drăguț. Trebuie să fie fan, știi? Da okay. este... Dacă vrei să fii ușor, intră parte... intri la mine pe site și îți comanzi carnea și vine gata gătită, <laughs> știi? Uh, trebuie e? să fie fan, trebuie, trebuie să-ți placă și până la urmă cred că asta e grătăritul ăsta, dacă, dacă, ne referim acum la familie sau, ok, dar la familie nu neapărat în accepția tradițională, nu știu, la, Prieteni... la un cuplu în gaș, că de obicei bărbații da. se adună pe grătar, femeile mai puțin, ele stau un pic mai uh -huh. în spate, se ocupă de habar n-am, se ocupă de salată sau poate nu se ocupă de salată, că vezi că bărbaților, în, cel puțin la noi în țară, bărbaților le place măcar o dată pe an sau de două ori pe an, să se dea mari cu cât sunt ei grătarul. de pricepuți la gătit, la grătar, la mă, mă știu eu cu carnea și de acolo ies poveștile, câteodată mâncarea aia mă, nici măcar nu iese, dar oamenii mănâncă așa cum iese sau câteodată o au comandă pentru că au ars -o de tot, că au apucat să bea mai mult decât, decât era cazul. Uh, e, trebuie să fie fan, să. să da, și, mai și trebuie să, să experimentezi. Primi. Ok, poți să experimentezi singur, să zicem, dacă vrei să apare așa de după colț cu o mega surpriză în fața <laughs> neamurilor sau prietenilor, sau poți să experimentezi chemându-ți tot timpul prietenii acasă, așa cum am făcut eu la început. Știi că eu când am început să lucrez în restaurant, dacă primeai pe mână o bucată de ceafă de porc și una de cotlet, puteai să zici, bă, da proste, știi? Și încet, încet am tot început eu să cumpăr și din aia și din aia, pentru că am vrut să, să învăț să gătesc carne de vită, să gătesc carne de miel, oaie, berbecuți, Exact în zona asta de de grătăreală și să vezi cum se comportă. Știi? Și cred că asta este esențial: că marinezi, că nu marinezi carnea, să nu o ții mult pe foc. Dacă, A, dacă, deci, asta e unul esențial. Apropo de temperatura îndelungată de focului. Da, sau și astăzi ai, ai tot felul de gadgeturi din astea, sonde și termometre care sunt chiar ieftine și le găsești peste tot. Acum, cred că și în benzinerie, dacă te duci, găsești un termometru pentru carne pe care să-l folosești la grătar și găsești pe internet tot ce vrei să știi, cât, ce temperatură trebuie să aibă bucata de carne în mijloc, știi? O întorci odată, de două ori, îi pui termometrul ăla, vezi și o iei, adică... Știi ce am mai observat dacă în nu, Iartă-mă, dacă nu te bazezi pe simțuri, ai destul de multe ustensile care tehnică, să te o iei pe tehnică. Știi ce am mai observat și mi-e ciudă, mi-am luat inclusiv acasă, să zicem, o tigaie din ea de fontă mai groasă, apropo de o carne, dacă vrei să o faci așa în apartament. Mi se pare că nu se nu mai rămân dungile alea frumoase rumenite. E o chestiune care ține de temperatura cărnii înainte, e ceva ce fac greșit, adică ea în loc să se rumenească mai mult pare că e fiart, așa, nu știu. Da, uh, trebuie... Um trebuie să încingi foarte bine tigaia înainte, știi? dacă vrei, uh, chiar și chiar pe grătar, sau uh -huh. dacă ai tigaie din asta, tigaie grill, uh, dacă vrei să-i dai dungile alea colorate, frumoase, este foarte de... important ca în prima parte a gătirii să încingi foarte bine tigaia, ca face... Deci să fie focul un pic mai uite da, ca să-i facă crusta da, aceea Da, și după poți să dai focul un pic mai încet, okay. fără nicio grijă. Și da... Și apoi până la, până final, la urmă, ai, ai o chestiune de fapt de interpretare și de estetică mai mult. că dar real... da, contează, arată frumos tare da, când ar... e rumenitul ăla. Da, dacă ne referim strict la grilajul ăla. Dar da. altfel, dacă ea e rumenită uniform, e și mai bine. Am înțeles. Știi? Nu, la adică... bine nu se rumenește frumos, clar. Deci, ceva, ceva nu fac. Eu nu, eu nu prea folosesc tigaia gril pentru că îmi place ca bucata de carne să se rumenească uniform, să aibă contact, toată suprafața Aha, cărnii o... să aibă contact cu suprafața plita. tigăii sau cu plita sau cu ce vrei tu și știi ce mai fac eu, asta e o șmecherie pe care poate să o facă absolut oricine, după ce ai fript carnea pe toate părțile așa cum vrei tu pui în tigaie un cub de unt așa. și lași să se topească și faci carne așa, o băiță cu unt încins și ăla poți să-l ții până când se rumenește, așa, adică se A, duce deci spre maroniu, știi? Și acolo mai poți să, să pui o crinuță de cimbru sau de rozmarin. Nu nu Nu, 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 nu păcălești. Îi dai un aspect frumos A, aia, deci și o face și mai fragedă, știi? Adică uh -huh. are contribuția asta. Contribuie și la frăgezime și și la aspect și, evident, pe orice ai pus unt, e mai bun, e la mai gust. bun. O categoric, da. Apropo de acel mic secret, nu știu dacă este un mit, să o lăsăm un pic să se odihnească după ce am luat-o de pe... Asta e obligatoriu, pentru că dacă tai bucata de carne prea repede, pleacă toate sucurile din ea, știi? E, acolo e destul de multă tensiune, pentru că bucata aia de carne a suferit un șoc Soc. termic, practic, știi? Și trebuie să o lași să se liniștească. O lași, se liniștește sucurile uh, rămân în carne, și tu nu mănânci o carne uscată. Că se întâmplă de multe ori, zici, mama, bucata mea de carne a fost bună și am gătit-o exact cât scria acolo, și uh, în interior e rozalie, adică nu e uscată, nu e gri, nu e ce nu știu nici cum. De ce e tare, de ce e ațoasă? Păi pentru că ai tăiat-o prea repede și toate sucurile tale sunt pe masă, pe tocător sau în farfurie, știi? În loc să fie, să rămână să fie în, carne. în, carne. De asta nu e o problemă dacă ai gătit carnea 5 minute, să o lași 5 minute să se odihnească. Ai gătit-o 10 minute, o lași 10 minute să se odihnească, pentru care are nevoie de timp. ăla, știi? Noi ne gândim, mă, se răcește. Se răcește, exact. Da, dar da, nu se răcește atât. Adică, de ce ai vrea să mănânci o bucată de carne fierbinte? Hierbinte. Să nu simți ce gust Aha. are, să nu poți să o mestești ca lume, să te frigi la limbă, să te frici la un ușor. Lasă, frate, să se răcește un pic, că nu pățești nimic. Adică, poți să o mănânci și rece a doua zi dimineața din frig. Dar mi la 10 minute după ce ai luat de pe grătar Iar sarea când o pun? că M-am gândit că poate și asta strică Dacă o pun în timpul gătitului Apropo de reacție chimică de, Depinde de carne. Să nu da, dacă vrei, din carne Dacă vrei să frigi o bucată de ficat De exemplu, e mai bine să pui sarea pe el După ce l-ai luat de, de la gătit E mai bine așa Dacă vrei să frigi o bucată de carne Un steak, cum ales dacă e grăsuț și dacă are și un pic de grosime nu se întâmplă nimic. Poți să pui sare și înainte, poți să pui și după. Zic oamenii să nu pui piper înainte pentru că se arde. Se arde dacă ești întălău. Dacă pui piper pe carne, sare și piper pe carne pe parte și pe cealaltă și o lași acolo să stea 10 minute, 20 de minute înainte să o gătești, ceea ce oricum e indicat ah, să nu o gătești direct pic. scoasă din cuptor, pentru că tu acasă nu ai un, un, cuptor din ăsta care are 400 de grade înăuntru, să zici că ai scos din frigider carnea și ai băgat un cuptor și gata, nu? O scoți din frigider, o lași un pic, să, ea se relaxează, știi, se mm -hmm. gătește mult mai bine și șoc la temperatura la... da, adică șoc, să șocul... temperatura termic nu este atât de masiv, știi, și ai, îți dai șanse, sau îi dai șanse bucății de carne să rămână fragedă fără să fii un mega specialist îngătit. Și că, de fapt, în urmă, na, așa devii un mega specialist îngătit. Ținând cont de lucruri de felul ăsta, fiind atent și experimentând și înțelegând ce se întâmplă acolo. Să fie cu os, să fie împănată, ajută pentru frăgezime? Adică A, nu întâmplător tot ne place mai mult decât... Dacă e cu os, e bine. Adică orice bucată de carne de pe lângă os e mai gustoasă. Și dacă are și grăsime of course. <laughs> Cu atât <altă> mai bine. <laughs> Cum să nu? Și să fie bucata porționată individual sau, să zic așa, pe un grătar, așa făcută un pic în timp mai lung, e mai savuroasă dacă mai Dacă ai vrei să mai o gătești mai mult timp, e bine să fie o bucată mai mare. Pentru că dacă ai o bucată mică, te, trebuie să scapi repede, repede de ea, că se usucă, știi? E mișto să gătești bucăți de carne mai mari, mai ales dacă sunteți mulți la masă. Pentru că dintr-o bucată mare Tu poți să tai feliile cât de subțiri Sau cât de groase vrei tu știi? Dacă ai felii individuale Care au, nu știu, 200 de grame Te trezești că Ai pus 10 felii pe farfurie sunt oameni Care nu pot să mănânce o bucată Din aia întreagă și rămâne niște carne Ce faci cu ea? O dai la nu? Din bucata aia nu mai poate să mai mănânci altcineva Așa, dacă gătești o bucată mare de carne Tu tai niște felii subțirele acolo Și dacă vrei mai tai, dacă nu ai împachetat-o și mâine dimineață o pui în sandvișuri. Da, asta cu făcut sandwich, iată, multe persoane zic, vai de mine, nu zelur. a mânca friptură rece sub formă de sandwich este, da. este un lucru extrem de banal și mai sănătos de atât. Adică, câteodată, Friptura în sandwich este și mai practică decât să o mănânci atunci la masă caldă, cum da, bine ai spus. Eu fac asta frecvent, știi, da. acasă. Mai bine am... să gătim mai multe și să o avem câteva zile apoi mâncată da, așa. Nu ne deranjează, știi? Nu ne adică... deranjează, exact, da, E chiar foarte mișto la micul dejun sau da. în sandwich pe care le iau copiii la școală, două felii subțiri dintr-o friptură făcută de mine, de ce nu? Ce pune lângă carne? <laughs> Apropo de gust... <laughs> Uh, când mie îmi place era... carnea cu cartofi, tare și mie, adică. Okay, hai să, hai să și, mi, și mie îmi place carnea cu cartofi, îmi place mai ales carnea cu cartofi prăjiți sau cu un piure de cartofi făcut bine, Mișto, adică așa din, din cartofii copți uh, cu lapte mult cald și cu niște un trece frecat și cu un pic de sare, îmi place foarte mult așa. Sau da, cartofii da, noștri noi? Uh, dar nu prea mai pot să duc. Da. A, și da. În ce sens nu da, mai pot să duc. Mi-e mi foarte complicat, știi? Adică mi simt mai mă simt mai bine dacă mănânc salată lângă, știi? Uh -huh. Mai mănânc și cartofi, că mi-e mi poftă, îți dai seama. Uh, dar nu mai pot să mănânc dacă îmi pui o porție de cartofi prăjiți, cât ar fi acum la restaurant, nu știu, uh -huh. 150-180 grame de cartofi, nu mai pot să mănânc toată și să mănânc și friptura, și atunci de spațiu la mai bine bag un pahar de vin, știi? Uh -huh. Mănânc uh -huh. și sunt Ai în stare. Am un că am cum știi, cu, ca un care bugetul să-l <laughs> da, Sunt în stare. Să mănânc doar friptura cu trei frunze, și să beau un pahar de vin sau poate chiar două. Că știi, îmi place foarte mult vinul roșu și merge bine cu grătarul Da, merge prea bine. Da. Cârnații mici, ce facem cu carnea tocată? Uh, facem tot felul. Adică, noi ar trebui să știm să facem destul de multe chiftele pentru că în România se mănâncă și se mănâncă în destul de multe feluri. Mai chiftele mai mari, mai purjoale, mai chifteluțe, mai. știi, facem, mai, ne, ne pricepem adică la lucrurile astea. Adică faptul că se numește hamburger, e tot o chiftea Da, eu. Dar într-o chiftelă și cu asta basta. Știi, e, da. oamenii îi zic altfel. Noi putem să zicem cum vrem noi, uh, dar. Uh, sunt buni și mici, sunt bune și chiftelele, sunt buni și grănați. La mici sper să... că ești de acord că sunt cu pâine și muștare aici, nu mai avem da, nicio, da, niciun da, fel da, de. Da, da. Acum, sigur, dacă vrei să faci o aroganță și să trolezi pe cineva, poți să pui și o lingură de caviar peste ei. Da? oh, <laughs> nu, no, asta chiar am auzit-o. <laughs> nu aș fi Am făcut-o eu dar. odată, dar nu pe, pe, pe niște crembuști și... Nobilați așa. Da, așa, -a, de, a fost o joacă. Nu, nu, cred că trebuie să fim foarte serioși tot timpul. Dar mici, mici, muștar, pâine, muștar din ăla, încă lungit un pic cu apă, da, da, știi? Da, să nu pic, fie da, foarte da da, 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 așa pus cu lingura. Și pâinea nu trebuie să fie, adică, mici cu pâine cu maia din asta. Pâine proaspătă, albă. Nu, franzelă din Franța. asta în stilul turcesc e foarte bună sau o chiflă din aia, la fel pufoasă, asta e mâncarea, da. știi, adică până la urmă uh, micii sunt o mâncare ieftină și așa trebuie să fie de la un da, capăt nu vrem până să la, la altul. să-i mobilăm și Ai... să-i transformăm în ceva, în ceva special pentru că trebuie... Apropo de mici, și aici există gusturi și gusturi, rețete și rețete Da... Care, tu, ca, tu pe care îi preferi? Cum ar trebui sau când îi evaluăm? Păi ce înseamnă nu, pentru tine să trebuie, bun? Trebuie să fie bun la gust și trebuie să nu râghi patru zile după ce am mâncat da. doi mici. Știi, Adică să, să nu exagerăm nici cu usturoiul, nici cu bicarbonatul, nici cu nimic de fapt. Știi, Adică îi prefer mai degrabă condimentați cu mirodenii decât cu foarte mult usturoi. Trebuie să fie un pic de usturoi în ei, dar așa, lejer și nu, nu usturoi tocat. Apă, știi, de pe usturoi e așa, o zeamă de oase da, acolo apare da, usturoiul dacă e prea mult, dar sur pentru că tu gândește că micii îi mănânci așa, nu extrem de bine făcuți, nu extrem de bine gătiți și tu ai acolo o carne friptă și un usturoi crud de fapt și nu nu e distractiv Din ce fel de carne? Poate să fie și oaie și vită și porc? Poate să fie, dar micii care sunt cei mai populari în România sunt cei care sunt făcuți cu carne de porc preponderent Știi, adică oamenii mănâncă mici, dar dacă le dai să mănânce mici din berbecuți cu vită, nu. gustul respectiv nu mai e. Recunoscut. Dar e complicat pentru noi. Nu, nu suntem obișnuiți. Știi, și dacă mănânci un mic făcut din carne de vită sau un general din carne roșie, ăla trebuie să-l mănânci să nu fie gătit chiar până la capăt, că dacă îl gătești prea mult, se întărește. Și de asta românii preferă să mănânce porc, că pe ăla poți să frigă până uită de el și rămâne tot așa fraged. Fraged. Cum. Apropo de obiceiuri venite de pe alte meleaguri, știu, din punct de vedere nutriție, iată, la american se numește hamburger, la în partea asta de lume arabă se numește kebab, sau mă rog, acea da. carne tocată, ei o asociază foarte bine cu laptele bătut, cu airanul, cu tot da. ce înseamnă produs lactat, din punct de vedere al să zic, sfaturilor de nutriție, este o asociere foarte bună, eu așa știu că scrie la carte, acel calciu din lapte ajută, sau mă rog, scade absorția de grăsimi mai ales grăsimile astea venite din carnea de oaie care e o, și de vită care sunt mai saturate. Ești pro astfel de, de combinație? Laptele bătut merge bine cu carnea tocată și cu grătarul? Da, merge, cum da? să... Sigur. Eu adică, tot timpul nu știu dacă mai merge bine și cu berea, lângă A, da, da. Or, or, da. Trebuie or, să or, facem alegeri dintotdeauna, da, dar uite, da. prietenii mei din Istanbul îmi spun că acolo se consumă aeran destul de mult, care e un iaurt cu apă și cu sare și mai fermentat un pic. Ei îmi spun, uite, dacă mănânci pește, Așa. că e pe plită, că e pe grătar, că e în semnișul la cerebru din Istanbul, nu mănânci și aeran lângă. Ah, deci pentru, că, pentru că poate să-ți facă foarte rău. A, deci cu pește nu merge. Da, nu merge cu pește, mai ales dacă nu ești tu 100% sigur că peștele ăla e într-un stadiu optim de prospețime, să zicem. Uh -huh. A, ei așa, așa m-au învățat. Păi Și niciodată ai ran lângă, studi, lângă da, pește. Ai da. da. lângă... Grătar, lângă gratar Lângă grătar, da. lângă cocoreci, știi cocoreci? Nu. Doamne, deci aia <laughs> oh, e o chestie... E așa Ca un... Uh, uh, ca un... Cozonac, așa știi, ca un rulou uh, făcut din uh, măruntaie de oaie sau și de vițel uh, și grăsime și e învelit în intestine de oaie A, ca și, nostru da, dar și se pune pe jar și pe o țepușă și pe jar și se, se frige la jar după aia oamenii aia îl iau de acolo de pe țepușa aia și îl toacă cu un satâr și îl amestecă cu niște uh, mirodeni și cu ardei tocat și roșie tocată și un pic de ardei iute și ceapă <laughs> și ți-l pun așa într-o chiflă Wow. Mama, deci știi cum mănânci <laughs> din ăla, de... vai de capul meu Și ăla merge foarte bine cu Iran. Ăla, ăla merge foarte bine cu orice De fiecare dată când ajung la Istanbul, primul lucru pe care îl fac, mănânc un cocoreci Și înainte să plec mai mănânc unul cu... <laughs> Ca să fii sigur că, ai, că a fost Da, că mi se pare că nu, da, niciodată -ai... nu mănânc destul de mult da, Și că n și al... unde în altă parte N-am cum să mănânc, pentru da. că dacă ajungi acolo ai carne friptă și pe grătar în toate părțile Și pe țepușă și pe lângă țepușă și pe cărbune. Adică cred că cred că o, o bună parte din influența asta vine la noi dinspre uh, Bizanț. De, da. uh, și cred că e bine să profităm de ea. Noi eu suntem aici într-o, cum să zic, facem o pledoarie pentru consumul de carne. Eu sunt o carnivor și mi-asum statutul și cum să zic? Nu știu dacă neapărat nu înțeleg pe vegetarian, dar mi se pare că noi, ca și evoluția speciei, natura ne-a făcut să fim prieteni cu carnea și nu avem cum să digerăm și să înlocuim carnea în tot ce înseamnă alimentație echilibrată. Nu neg că, eu știu, opțiunea asta de a fi vegetarian poate să o ia un adult care, iată, este pun pe alimentația lui, însă sunt împotriva unei astfel de atitudini în cazul copiilor sau eu știu, în cazurile în care vrem să atingem prin această alimentație, nu știu ce, nirvana sănătății, eu consider că nimic nu este mai valoros ca proteina din carne și ar fi bine să ne bucurăm de ea, pentru că, exact cum ai spus și tu, încă o avem, încă este accesibilă, încă trăim într-o țară, iată, care are și lapte, are și carne, are și brânză și culmea se combină între ele evrei, de exemplu, nu combină carnea cu brânza. Ție cum ți se pare că merge? Apropo de sos de brânză sau de niște brânză rasă peste niște cartofi prăjiți lângă carne. Peste, cartof, pe, peste exist. cartofi prăjiți sau peste legume văd orice brânză rasă topită peste carne mai puțin. Eu am încercat și faza asta cu raclet, cu așa, știi? Raclet merge peste niște cârnați, de exemplu. Dacă ai niște cârnați foarte mișto, poți să mai pui și niște brânză la clet, dar peste o bucată de carne, efectiv o bucată de steak, mie nu vine să pun, știi, pentru că mi se pare că e mult prea tare, mai prea mișto bucata aia de carne, și nu mai ca să gustul, mai pun da, ceva, da, da. un adaos, pentru că brânza e ceva puternic, știi? Absolut, da. Mie mi se pare că peste orice pui brânză dintr-o dată, ia, da, se face gustul, brânză. Da, cu brânză Pe, da. Peste orice pui brânză <laughs> se face brânză și nu, nu, eu nu vreau asta, știi? Peste paste îmi place mult brânza, um, dar nu neapărat peste pastele cu carne. Aha. Știi? adică dacă fac niște paste simple doar cu sos de roșii, sunt în stare să torn o de parmezan. Dacă fac niște paste cu ragu, parcă nu mai vine să nu pun bine. brânză pentru că vreau să simt și granulația cărnii și vreau să simt gustul și așa, știi? Așa cum nu bin... sunt împotrivă, adică împotrivă combinații de, de, gust, de da? carne cu brânză, dar eu prefer carnea, carne pe brânză, brânză, știi? Apropo de obiceiuri, exact cum bine spuneai tu că, iată, la Tursi s-a spus că nu ai ran cu pește, așa am crezut eu foarte mult timp că nu se combină bine peștele cu brânză și când am mâncat, la un moment dat, un fel de, de saganaki, așa niște mm -hmm. fructe de mare făcute cu sos da. roșu și cu brânză, mi s-a părut extraordinar, dar era o brânză tip feta, da? Da, deci o brânză tărată, fie... nu era o brânză, eu știu, pe, spre, spre partea de cașcaval, ci mai degrabă o brânză cum e a noastră telemal da, și se... Trebuie să fie o brânză care nu e foarte grasă și da. care nu e foarte maturată, pentru da. că de fapt în, în zona asta iar, mediteraneană da. Da. de aici ne vine Merce. noua asta, da. băi, pește și fructe de mare nu cu brânză, uh -huh. pentru că de cele mai multe ori brânza e un pecorino sau un parmezan și astea sunt brânzeturi da. dure, nu poți să nu le... Absolut, Adică da. le-ai pus peste ceva, creveți sau pe un pește, nu mai simți niște peștele nici creveții, știi, de asta. Adică de acolo. Al, Altă interdicție nu cred că este, știi, au alt sens. Din din punct de vedere nutritiv, din punct de vedere metabolismic-digestiv, nu avem niciun fel de interdicții și asta trebuie subliniat. da? Deci putem digera orice, în orice combinație. Preferința de gust și obiceiurile alimentare sunt de multe ori bazate mai degrabă pe tradițiile unei țări sau, de ce nu, pe siguranța alimentară, cum spuneai și tu, atunci când e cald afară și nu știi exact, mm. iată, poate asta explică de ce nu se mănâncă porc în anumite țări, tocmai pentru că e o carne care vara se, se strică mai ușor și atunci poate da. religia a rezolvat problemele astea. Așa cum de foarte multe ori carnea care este fezandată, maturat, nu maturată, ci pusă la marinat, acolo se începe un pic digestia proteinelor din carne da. prin acest lichid de care este făcut, are și mediu acid, are și niște condimente și deja carnea respectivă, cel puțin la cartea de nutriție așa scrie, că este mai ușor de digerat tocmai pentru că a stat un pic la, da. în acea marinadă. Da, practic, digestia începe de acolo. Da, deci deja proteinele sunt predigerate, iar dacă nu insistăm mult cu un timp de gătire prelungit care, dragii mei, coagulează proteinele, adică cu cât ele se albesc, exact da. ca la albușul de ou, înseamnă că sunt mai coagulate și mai greu de digerat, deci nu e niciun beneficiu pentru digestie. Acolo unde noi chiar putem consuma carnea crudă, avem ah. enzimele necesare să o digerăm extraordinar de ușor exact. și carnea și peștele, condiția să fie, bineînțeles, proaspete, altfel nu, focul nu, nu crește cu nimic și culmea focul, măcar ca și mit, să știți, nu scoate fierul din carne. Sunt persoane care spun, vai de Pe mine... Pe asta n-am auzit -o. eu la da, n pentru mine. Da, deci fierul nu se modifică, e un mineral care e stabil la încălzire, indiferent dacă, eu știu, ai mâncat o friptură în sânge sau ai, făcut sau ai consumat o bine gătită, cantitatea de fier din bucata de carne este aceeași. E adevărat că avem senzația că are mai mult fier aia care este în sânge, dar de fapt prin, prin gătit fierul rămâne tot acolo, ce se schimbă, se schimbă culoarea cărnii, că s-a coagulat proteina, uh -huh. fierul este neschimbat și deci, e la fel de antianemică și de bogată în fier, indiferent de gradul de gătire. Iată. Iată Am rezolvat -o. Da, exact. Deci carnea este, carnea este ușor, de, cum să spun, e, e aliment de bază, mai ales într-un weekend ca asta, în care este la loc de cinste. Și acum vreau să îmi spui, din punct de vedere al grătarului, tu ce grătar folosești. Adică dacă ar fi așa să ai de ales, dincolo de ritualul frumos de a strânge lemnele din pădure și de să fie cărbun, să fie lemne, să fie gaz, eu folosesc orice fel de grătar, dar grătarul. <gătă> da, n-am, n-am o problemă, mi dragi toate, dar grătarul pe care l-am la mine pe acoperiș e un grătar cu gaz, însă e un grătar cu gaz modificat în sensul că mai are o cuvă din fontă în care eu pun și cărbuni. Știi? Și folosesc gazul doar până când se aprind cărbunii, după care îl opresc și gătesc la căldura de la cărbuni. Și doar dacă vreau să gătesc mai multe feluri de carne odată sau mai, mai, multă carne, mai aprind arzătoarele de gaz. Dar altfel nu. Deci gătesc practic tot pe cărbun. Știi, îmi place mirosul foarte mult. E clar că mirosul ne... Fumul și mirosul de grătar fac mai mult decât, decât sunt garanția gustului. De foarte multe ori în emisiunile de gătit de la televizor și de la toate canalele care, pe care vezi acum emisiuni culinare, în străinătate am văzut întotdeauna că grătarul are un capac, sau mă rog, după ce s-a prins, da. de foarte multe ori, profesioniști în ale grătarului, nu țin respectiva, nu știu, gr grătarul în sine cu bucățile de carne, nu stă așa descoperit, ci e mai adevărat. degrabă are un capac care, măcar o perioadă din, din procesul de gătit, carnea respectivă stă în acea fum, în fum, în incintă, da, e corect? E, e corect, nu e corect, e bine. E, bine. Și e, e mișto. Deci e, face... e un alt concept, adică grillul grill, mm -hmm. ăsta pe care îl cu toții, care e un grătar pus, pe, un grătar pus deasupra sursei de căldură, sau barbecue, care îți permite să gătești carne și la temperatură mai joasă și să o afumi în timp ce o gătești și așa mai departe. Știi? Acolo, grătarul cu capac este în general pentru gătirea ceva mai îndelungată. Ai interesul să păstrezi căldura acolo, ai interesul să păstrezi fumul acolo. Altfel, dacă vrei să faci un steak în 3 minute, nu tot ridici și cobori capacul Aha. ăla. L-aș ridicat. dar dacă ai o bucată de carne mai mare, sau ai niște legume pe care vrei să le coci acolo, sau egal orice, fructe. Uh, e, uite, unul dintre motivele pentru care îmi place mie foarte mult grătarul cu capac și eu folosesc grătar cu capac din 2010. Uh, e exact asta, că poți să controlezi temperatura mai ușor și poți să faci sub capacul ăla ce vrei. Uh, cârnați, uh, ce vrei, o prăjitură, pizza, orice, știi, Aha, pentru că dezvoltă doctor. temperaturi destul de mari și te poți organiza să faci multe lucruri, adică e foarte versatil. De să fie și carne, să fie și cârna, să fie și mici, să fie și legume, să fie și cartofi, și fie și dar Să vin. fie destui oameni ca să le mănânce, asta, știi, că da. așa, da. așa da. Multă lume e, e fain să jume, te uiți la o masă plină de carne, dar dacă e, nu ai pe trebuie măsura. să fie cineva care să o mănânce, știi, pentru că, de fapt, măsura respectului pentru carne și pentru animalul ăla de care l luat-o e dată exact de asta, de cum este mâncată ea și de cât de complet este consumată. Da, deci ai irosi mâncare, chiar e un păcat. E, Sigur că e un păcat. E, e păcat să-i rosești și un morcov, știi, da. pentru că cineva a săpat acolo și a băgat degetele după el, l-au a avut grijă să crească, ai pus niște resurse la carne cu atât mai mult. Știi? Și e... Din nou, cred că ne-am obișnuit prea mult să vedem carne peste tot. Da, și uh, nu mai prețuim la fel. Cred că încă este prea ieftină, adică. Uh, S-a subvenționat foarte mult producția de carne și nu doar la noi, în țările super industrializate cu atât mai mult, pentru că na, asta e viața, asta e economia, asta e tipul de consum în care suntem obișnuiți să funcționăm și, și carnea nu are prețul pe care ar trebui să-l aibă. Carnea, carnea este o materie scumpă, este o materie foarte prețioasă și nu cred că trebuie să mâncăm carne în fiecare zi, nici să mâncăm carne de trei ori pe zi, e mai bine să o mâncăm mai rar, dar să fie o carne bună, 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 adică să-ți pice bine după ce ai mâncat-o și să te construiască frumos bucata aia de carne pe care ai consumat-o. Și cred că, adică, Poate e nepopular ce zic eu acum, dar cred că dacă ar fi mai scumpă carnea, am învățat să -o, o iubim -o. ceva mai mult. Sunt de acord cu tine, iar ăsta este un weekend dedicat grătarului și unei bucăți de carne gustoase care vă doresc, dragii mei, să vă pice tare bine. Îți mulțumesc, adică că ai fost alături de mine și chiar vreau să avem așa emisiuni în care să ne bucurăm de mâncare, măcar și prin vorbe. Altfel, dragii mei, să vă bucurați de grătare din plin în weekendul ăsta, să aveți mult soare și să ne auzim cu bine și săptămâna viitoare. La revedere! Mulțumesc! O zi bună și dacă anul ar începe de la 1 mai, la mulți ani. <laughs> 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 What's the meme?